Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ați auzit de marea demisioneală? Mă rog, așa este adaptată în România. E un fenomen de ăsta foarte ciudat, care a apărut prin lumea, mă rog, a apărut în Statele Unite și se extinde, a apărut și în Europa. E foarte straniu. Realmente sunt... Reacția la ce se întâmplă acum în lume? Practic oamenii da, context, schimbă locul de muncă sau da, ce? Da, demisionează. Se demisionează în valuri. Oamenii schimbă locul de muncă în număr foarte, foarte mare. Și a ajuns și în România. Deci în 2021 au fost în România, potrivit datelor oficiale, peste 450.000 de demisii. 450.000 de demisii. Totuși, forța noastră de muncă nu e chiar atât de ridicată. 450.000 de demisii cu 60% mai multe decât în 2020. Deci în 2020 au fost 300.000, 450.000 în 2021 și foarte interesant, din totalul demisiilor, 96% vin din mediul privat și doar 4% de la angajații de la stat. Deci valul ăsta a pornit de anul trecut, de acum 2 ani, de acum 2 ani, da, în vremea deci, pandemiei. Chestie... Asta au remarcat sociologii și antropologii, că presiunea, cumva presiunea asta pandemică determină oamenii să-și reevalueze prioritățile și să ia astfel de decizii. Mulți demisionând fără să aibă alte oferte, pur și simplu pleacă. 0372 069 599. Cine și-a schimbat locul de muncă anul trecut? Și cum și de ce? În ce context? În ce condiții? Sau în ultimii 2 ani? Prietene, ați luat decizia asta cumva? V-ați schimbat locul de muncă? Cum a fost? Cum a fost când v-ați aruncat? V-ați aruncat capul înainte? Aveți o alternativă? Cum s-a întâmplat? Împărtășiți-ne din experiența voastră. Hai, sunați-ne. 0372 069 599. Sau cine știe, poate că ascultătorii noștri sunt... Interesant e dacă au schimbat și domeniul de activitate. Știi, e posibil ca la firmele private, că ziceai că procentul e de 96%, e posibil ca acolo multe firme să nu își mai fi desfășurat activitatea și atunci să fie forțați cumva angajații să, să schimbe poate că oamenii și-au reconsiderat prioritățile. Uite ce... Adică sociologii, psihologii consideră că are legătură cumva cu pandemia. Iată ce spune un expert în HR, citat de site-ul economie.hotnews, mă rog, spune la Profit News, în fine. Citez, oamenii pur și simplu nu mai suportă stresul, au anumite frustrări și și-au schimbat prioritățile. Pe primul loc este acum echilibrul dintre viața privată și viața profesională. Daniela Necefor o cheamă. Managerii români, mai spune Daniela Necefor, nu sunt pregătiți pentru management de criză. Iar în acest moment, piața muncii este o piață îndreptată spre angajați, nu spre angajatori. Angajatorii trebuie să înțeleagă că dacă nu se pliază noilor cerințe, pe faptul că trebuie să ofere mai multă empatie, echilibru, interes față de resursa umană, își vor pierde oameni care sunt chiar și foarte bine pregătiți, declară această doamnă, Daniela Necefor. Sigur, e opinia dânsei, lucrează în domeniu, eu cred că sunt multe explicații. Deci, dacă ești pe recepție și ești cumva unul dintre cei care au demisionat anul trecut, care și-a schimbat locul de muncă, sună-ne, am vrea să auzim experiența ta. De ce? Cum a fost? Și cum e acum, după ce ai luat decizia asta? Nu e ușor să-ți dai demisia, mai ales într-o perioadă de criză. Pe mine asta mă miră. Curajul de a face asta... S-au aruncat în gol, practic. Nu știu, poate au avut oferte, să vedem. 0372069599. Mă rog, centrala e plină. Hai. Da. Ioan, bună dimineața. Bună, Ioan. Bună dimineața. Mă numesc Ioan, vă salut. Domnilor, îmi face plăcere să vă ascult emisiunile. Eu mi-am dat demisia anul trecut, în septembrie, nu datorită salariului, ci datorită atmosferii, pentru că consider că în piața românească de muncă foarte mulți angajatori, foarte puțini angajatori, foarte puțini angajatori reușesc să facă diferențierea între oamenii care muncesc cu adevărat și cei care profită de anumite consumatori. Poți să te întreb câteva lucruri, Ioan? Sigur că da. De cât timp lucrai acolo unde lucrai? De 9 ani jumate. Deci după 9 ani și jumătate ți-ai dat demisia nemulțumit de atmosferă. Și de faptul că angajatorul ce? Nu respectă angajații? Nu respecta munca. Adică... Dar s-a schimbat ceva? După 9 ani și jumătate? După 9 ani și jumătate? Că, totuși 9 ani și jumătate, ce s-a schimbat? Ce s-a schimbat acolo în firmă? Da, adică după 9 ani jumătate ce s-a schimbat de ai hotărât să pleci? Eu... Nu, am greșeala a fost a mea, eu am așteptat să se schimbe. Acumulat nimic după 9 ani jumate. Dimpotrivă, problemele s-au adâncit. Mulțumim mult, Valentin. Sper că ți-e mai bine acum. Ioan a fost, urmează Valentin. Pardon, Ioan, scuză-mă, Valentin, mă uitam pe lista aici. Da. Valentin, ești în direct, bună dimineața.
Bună dimineața! Salut, salut! Am schimbat jobul în 2020, martie, da. Fix la începutul pandemiei. Da. Bineînțeles că am avut oarecare emoții când lucrurile au început să iau amploare destul de mare în România. Da. Aveam 4 ani jumătate în vechiul job. Dar ai schimbat, aveai o ofertă mai bună sau cum s-a întâmplat? Da. În februarie am luat decizia. În România nu se auzea nimic, absolut nimic. În China erau câteva cazuri sau ceva de genul. Și am zis, ok, nu, la noi nu se poate întâmpla. Nu știam ce se întâmplă. E mai bine acum? Regret sau? Nu regret, a fost o perioadă grea de compromis, ce obțin în primul an de zile. Da. A trebuit să ne alinem la, nu știu, șomaș tehnic. Aha. Bineînțeles că domeniul în care am venit, ce domeniu? Nu cunoșteam, în domeniul medical. Mulțumesc foarte mult, Valentin, pentru experiența ta. Nu te încadrezi chiar la marea demisională, adică tu ai plecat exact când începea nebunia. Da, cumva n-aveai de unde să știi ce urmează. Camelia, bună dimineața! Bună, Camelia! Bună dimineața! Să rămână! Pot să vă zic că chiar de 2 ori am demisionat. Așa? Anul trecut. Prima oară a fost în iunie, chiar de Rusalii. Am demisionat de la un loc de muncă unde fusesem pentru 3 ani de zile. Dar de ce? De ce? Ce s-a întâmplat? Bine, acolo să lucra în toi schimburi, să lucra de noapte. Era un scop al meu ca să evit să nu mai lucrez de noapte, pentru că era foarte obositor. După 40 de ani se simte mult mai mult. Uh-huh. Și anul ăsta, în decembrie, pentru că noul job din arhivă a fost sub așteptări. Să zicem că nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor mele. Okay. Și acum sunt într-un loc unde sunt, când în sfârșit mă regăsesc, sunt în medicina naturistă. Aha, ce tare! Extraordinar! Foarte, și e foarte fain! Mulțumesc mult pentru experiența ta! Se pare ta. Un curaj extraordinar! Da, simt pumnii! Iulian, bună dimineața! Bună, Iulian! Bună dimineața! În primul rând, felicitări pentru emisiunea pe care o faceți în fiecare dimineață. Vă ascult aproape fiecare dimineață. Mulțumim! Ne ajută și publicul foarte mult, să știi. Da, să nu ne schimbăm locul de muncă. Nu, ne ajută, contribuie la o emisiune bună. Da, te ascultăm. Da, este perfect. La mine este o poveste un pic mai lungă, încerc să spun pe scurt, așa pe scurt. La mine schimbările au început din 2019, chiar în luna februarie, înainte, chiar atunci când a început pandemia. Da. După aceea, în 2020, am schimbat iarăși locul de muncă, tot la începutul anului. Ai plecat tu? Ce s-a întâmplat? Adică mă interesează acum, în perioada asta pandemică. Bun, în 2019-2020, la început, poate că nu ne lămuream. Dar după aceea a început o criză. Dar nu știam de pandemie. Fără să știu de pandemie, am schimbat locul de muncă crezând că va fi mai bine. Din contră, unde am mers la următorul loc de muncă, am început să fac foarte mulți kilometri. Am renunțat la locul de muncă pentru că făceam, deplasările erau foarte mari și după aceea am mers pe o funcție de conducere. Uh-huh. Iar acum renunț și la funcția de conducere pentru că este mai importantă familia. Consider că e mai important să petrec mai mult timp. Uh-huh. Păi și o să-ți dai demisia sau ce urmează? L-am dat deja. Și ce ai de gând să faci? Adică, da. Care ai o alternativă? Nic. Vreau să merg acasă, să stau mai mult timp, să petrec mai mult timp cu familia. Fascinant. Și cât timp poți să stai cu banii pe care i-ai acumulat? Că presupun că ai niște rezerve dacă faci asta, nu? Da, sunt niște, dar cred că o lună, două, trei, nu știu, merită mai mult timp acordat familiei. Extraordinar, da. Mulțumim. Ținem pumnii. Da, familia e foarte importantă până la urmă, știi? Adică noi, unii dintre noi avem la un moment dat senzația că firmele pentru care lucrăm, cum să spun, nici n-aș vrea să descurajez pe cineva, dar noi nu noi suntem patronii, adică nu sunt ale noastre firme. Da. Deși ne atașăm, evident, de locul de muncă, petrecem foarte mult timp la locul de muncă. Familia e foarte importantă, da. Ileana, bună dimineața. Bună, Ileana. Bună dimineața. Bună. Mi-am schimbat serviciul în septembrie 2021, după 26 de ani de muncă la același loc, într-o instituție publică cu autofinanțare, da. Care în anul 2020 și parte din 2021, începutul anului 2021, a picat așa în gol, deci, cu veniturile. Ai plecat că nu te-au mai plătit. Nu. Plățile erau, dar eram conștientă că la un moment dat sacul se va termina pentru că nu se mai lucra. Multe firme cu care noi lucram se închiseseră. Dar ce este asta, sector public cu autofinanțare? Explicăm că nu știu. Da, este o instituție publică cu autofinanțare, prestări servicii. Prestări servicii, verificări, metrologice, testări.
analize tehnice, deci da. Oricum, presiunea era fantastică în interior, deci lăsând la o parte latura financiară, unde, repet, eram plătiți, dar la un moment dat, sigur, instituția ar fi avut probleme financiare după evoluția cifrelor. Însă, presiunea în interior, da. Și ai plecat transferat? Am plecat într-o altă instituție, nu, prin concurs la o altă instituție publică, instituție publică de cultură, unde muncesc mai mult, dar sunt foarte liniștită, deci nu mai am presiunea care era în cealaltă instituție, nu știu, cerințe foarte mari, agitație multă, probabil că și din cauza acestei surse de autofinanțare era presiunea foarte mare. Mulțumesc foarte mult pentru experiențele voastre, mi se pare foarte, foarte interesant. E o decizie dificilă pentru oricine, mai ales într-un astfel de moment. Este extraordinar că se întâmplă în număr atât de mare, vă reamintesc, deci 450.000 de demisii anul trecut, cu 60% mai multe decât cu un an înainte. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.